Uite pe nociv. Mamă, îl omorâm pe nociv. Dacă e singur, îl omorâm pe nociv. Fiți atenți. Nociv, te-ai dus nocive. Salutare tuturor și pam pam pam! V-a plăcut primul episod de Among Us cu youtuberii, așa că am revenit cu unul nou unde s-au întâmplat toate nebuniile. Nu uita de like și vizionare plăcută. Boys, Among Us. Deci începe. Ok, abia au început și deja Clorna își dă acolo tot ce are pe suflet. Bun, continuăm cu Among Us pentru că v-a plăcut și pentru că v-a plăcut continuăm logic, nu? Așa că dacă vă place și vreți Among Us în continuare cu cei mai șmecheri youtuberi din lume, nu uitați să lăsați un like, evident. Și eu pot să pun camere de filmat. Uite, am pus aici o cameră. Mă joc Five Nights at Freddy's. Eu sunt Freddy Fazbear. Ho, 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 ho. Sper să pic și eu impostor, măcar o dată. Și față de episodul trecut, trebuie să mă laud că am învățat să mă joc mai bine și sunt mai șmecher, să zicem așa. Ok, cred că o să facă cineva un kill aici la stingerea becului. Sau? Nu? Nu, nu? Toată lumea e niște? Uite, pun aici o cameră de filmat. Nu știu cum mă uit pe camere. Adică presupun camera aceea unde mă uit pe camere, nu? O cameră în cameră în cameră în cameră. Mă înțelegeți voi pe mine. Deja mă cunoașteți. Deja înțelegeți felul meu de a vorbi pe aici. Ok, minus 25 de grade. Asta înseamnă că e frig. Frig rău de tot. Și mai am doar câteva task-uri în partea de jos. Sami mă urmărește. Sami, nu te apropia de mine că mi-e frică că muști și mă mori, ceea ce nu-i bine. Pot să deschid ușa asta? Așa. Totul pare în regulă. Ok. Bă, n-a murit încă nimeni? Sau cel puțin nu știm dacă a murit, nu s-a dat reportul. Hai să fac ăsta de aici. Na, ce e ăsta, frate? O, ce se întâmplă aici? Ho! Ho! O, mă, ce? Ce trebuie să fac aici, fraților? Oh, gata. No, eu nu știu ce am făcut. Oh, Sami aici. Ok. Am încredere, Sami. Oh, oh, asta e problematic. Bă, stai. Bă, Sami, să nu îndrăznești să mă omori. Am încredere în tine. Aici sunt, Sami, aici. Pam, pam, pam. Ok, bă, bă, bă. Saiti! Lorna, te-am lăsat cu Insanity. Bună ziua, băieți! Lorna, te-am lăsat cu Insanity. Acum vin să vă prezint impostorul pe platou. Ia zi. Na, cine e? M-a grumăzit. Jakey pe Insanity. Eu? Unde mă eu? You, Jakey. Nu i-am singur, nici nu eram cu Insanity. Gata, îl crede, Jakey. Nu înțelegi nimic. Per, per. Să cred. Boys, vă rog frumos, am dat report. Deci, s-a dat reactorul, nu mi-e să cred. Mă duc și eu jos da. Acolo să verific la admin. Și Jakey, văd cum îl tai pe Insanity și cade corp așa. O căzut wow. Pălat, fără grumaz. Atât, Jakey. Wow. Ok, dar am o întrebare pe pentru Clorna, vă rog frumos. Clorna, vreau să-i puțin. Clorna, ai fost la storage în această rundă. Ce task ai făcut acolo? Benzolul, am sub benzolul, boys, ca musca cu trompeta aceea. Ok. Bă, gen... eu am văzut, pe lângă Jakey, am văzut ceva destul de interesant care cred că o să ne ajute. Fix la dropship acolo la spawn, sunt 99% sigur că Sinner a dat fake task. Da, e Sinner, atât, e Sinner. Bă, eu cred că e Sinner. E Sinner, gata. E că Clorna a rămas singur în spate cu Insanity 2 secunde după a dat report. Cred că s-a apărat. Gata, e Clorna. E Clorna. Uite cum s-a apărat 3. Bă, Clorna. Hai, hai, apară-ți meciul. Ok, ok. What? What? Mă, ce? Gata! Next game, Runda 2! Oh, impostor alături de Sami și Rafa! Morphing, change your look to not get caught. No, ce-i ăsta? Cred că am puterea aceea de pot să transform pe toată lumea în negru, gen, și nimeni nu știe cine este și pot să omor? Oare asta? În orice caz o să fie interesant și mă bucur că sunt impostor din a doua rundă. Fraților, lăsați un like să avem noroc la cât mai mult impostor. La cât mai mult impostor. În fine, ați înțeles ce vreau să zic. Mă prefac aici că fac un task și trebuie să văd cum mă pot... ce se dă pe aici? Trebuie să văd... Oh, dacă am face un double kill. Na, nu putem. Trebuie să văd cum pot folosi puterea, că văd că nu merge. Opa, ok. Uite-l pe Rafa, Sami acolo. Hai că mă duc aici în sus. Dar dacă dau de cineva, mamă, să-l omor pe Danny Dan. Nu, nu-l omor, bine că l-am omorât. Ok, vin și eu aici în stânga. Ia, ce se întâmplă?
pare tot în regulă. A, deci eu cred că mă pot deghiza. A, mă pot deghiza în Danny Dan și să pară că Danny Dan. A, dar eu dacă mă deghizez, mă vede toată lumea? No, asta nu știu. Să-l omor? Mi să-l omor, frate. Cum bag? Ăla nu-i vent! Vent! Unde să ies? Unde să ies? Ce aici? Ok. Ies aici. Pararam pam pam. Nu știu ce fac aici. Am dat upload la ceva fișiere. Ok. Mă prefac că fac aici asta de oxigen. Ok. Mamă, ce bine, mamă, ce bine. Nu m-a văzut nimeni. Sabotaj. Cum pot da sabotaj? Gata, am dat sabotaj, frate. Mă duc la sabotaj. Bă, cred că am scăpat bine cu kill-ul acela. Cred. Presupun. Oh, stai, nu aici trebuie să merg. Mamă, ce emoție am avut să fac kill-ul acela, fraților. Ce emoție am avut. Ok. Ok. Pare tot în regulă. Haide acum. Uite, aici să fac task-ul acesta. Și mamă, dacă ar rămâne unul dintre ei singuri. A, nu pot, e prea mult lume. Bă, dar nimeni nu l-a găsit încă pe Luca. Bă, ești nebun? Cum folosesc puterea? Asta e problema. Așa, am deschis asta. Uite-l pe nociv. Mamă, l-omorâm pe nociv. Dacă e singur, l-omorâm pe nociv. Fiți atenți. Ha, ha, nociv, te-ai dus nocive. Mamă, ce... Oh-oh. Pam, pam. Opa, Dani de nocivă. Nu se poate. Ok, nociv. Ok. Mamă, și Sam e blestemat. Dani e blestemat. Dani. Hai să vă zic eu cine e. Vreți să vă zic eu cine e, Witch? Da. Hai să auzim. Ok, deci fii atent. Rafa a venit lângă mine și probabil el este o probabilitate să fie witch și Clorna a mers cu nociv în în specimen room. Da. Înseamnă că este Clorna. Vă rog afară, da. Clorna. Stai, păi, dar lasă-mă să vorbesc prima oară, okay, nu? Lasă să vorbesc. Păi, bine, înainte de toate. Păi, să spun și eu. În sami minte, eu am mers să-l miros pe nocivanul și... Atât! Ok. Stai! Bă, dar am terminat! Bă, dai! Te-ai dus, bro! Și vă lăsa mișto tare, nu mă cuțe cu sa de mine. Clorna, da? Bun. Eu, și eu! Ok, ok. E Clorna, frate. Confirm. Clorna confirm. Bă, nu încredere în cine era muzica. Vreau să țineți minte atât. Rocean, ai fost cu mine și te-am omorât jos. Da, asta este prima oară. A stat foarte mult cu Clorna și mi-a făcut nimica, da. Cine o sări pe mine prima oară instant? Rafael o sări pe mine, nu uita, acum mă dă afară. Stai să zic! Rafael e impostor că o sări pe mine instant. Rafa a venit lângă mine când a venit. Nu. De cine? Mai este 5 secunde, 5 secunde. 2 secunde. O secundă. Nu. Bă. Rip. Rip. Ce a fost? Bă, nu m-a prins nimeni, ești nebun? Nu m-a prins absolut nimeni. Ai de capul meu, deci nu-mi vine să cred. Bă, da, eu l-am omorât pe nociv înainte și imediat a fost reportat de Andresita, pare mi se. Mă așteptam, sincer, să... Hai să încerc să-mi dau puterea. Cum funcționează? Wow! Wow, bun. Wow, wow. Sami a murit. Și ca să-i fac voința lui Sami, ce a spus Sami înainte să moară? M-a sunat și de ce trebuie să-l votăm runda asta? Pentru că nu a câștigat, bă, dacă continuăm. Eu nu înțeleg exact ce a vrut să spună Sami, că nici n-a apucat să vorbească, adică am fost cu păi el a, la... a spus că ai fost aproape de el și ești o posibilitate de a fi witch. Păi și e o posibilitate, păi de ce să-l votăm că mai suntem 8? N-are sens. Nu vrea Rafa să știe episodul. Bă, ba da, suntem 8. Eu înțeleg ce zice Sami, dar nu are dovadă, ce am fost lângă el, ok. Dar stai, cum a murit adică... Sami? Păi a era murit că a fost cu witch-ul. A fost trebuit de witch. Deci părerea mea e că n-ar trebui să votăm runda asta pentru că e posibil să dăm miss, Rodby. Pentru că s-a tipat foarte mult, voiam să vă zic, să nu uitați ce a spus Sami, că Rafa da, mă, a fost nu uităm, lângă. Aia nu e problemă, dar n-ar trebui să votăm. Că s-a urlat, zici că eram pe stadion. Nu uităm! Dăm skip? Da. Deci e Rodby, da? Ok. Da. Votați Rodby primar. Ok, mi-am folosit puterea înainte, dar n-am înțeles exact ce a făcut. Puterea, mai exact. Așa că... nu știu ce face puterea. Mă transform în acea persoană, ce se întâmplă? În fine. Na bun, ne continuăm pe aici drumul. A, mamă, închis ăștia ușa, frate. Dar oricum, eu sunt impostorul, nu mă tem de nimeni. Cum ar fi un double kill cu Rafa, bă? Bă, cum ar fi, mă? Un double kill cu Rafa. Stau aproape de Rafa? Scăpăm de Jakey? Îl punem la somn? Hai, mă duc, nu știu, Rafa poate se duce să-l omoare pe Jakey.
Aici am făcut ăsta, ok. Pare tot în regulă aici. Am făcut făcuta. Am făcut făcuta. Am făcut făcuta. Bă, o grămadă de kill-uri am făcut, am emoții. Am emoții, fraților. Na bun, o să cobor aici jos și dacă dau de cineva aici, cred că pleacă din nou kill-ul. Rafael a trecut pe lângă corp și a dat report. Stați un pic, până să nu zică nimeni nimic. Cine era, cine a intrat acum acolo gen în office din partea dreaptă? Și acum era în drum spre admin. Acum, în secunda asta. Acum, în secunda asta, cine a intrat? Eu. Da, nu o să zică nimeni, Andrei. Eu cine? Nu eu, mă. Am zis așa la troll. Dar eu cine? Da, nu o să zică nimeni, Andresita. De ce n-ai dat raport, Rafaele? Păi nici nu m-ai lăsat să-mi fac talentul. Am de văzut care-i corpul, talentul? Am văzut corpul la electrical și eram curios să văd dacă e fresh sau nu, gen dacă e cineva înăuntru la security. Abia ce am intrat în electrical și a dat report. Aia e toată chestia. Aha. Și nu știu dacă e... Adică nu o să zică nimeni acum, bă, e cineva în electric sau în security. Habar n-avem. Da, eu n-am întrebat că era un buddy acolo, că eu nu eram, eu eram la buton și am văzut numai că a trecut cineva. Andresita? A trecut cineva pe lângă mine și eram curioasă cine. N-ai văzut că era? Nu nimeni, gen. Păi n-am văzut că eram la buton și eram cu ăla deschis și am văzut că a trecut cineva și eram curioasă cine este. Da, ținând cont că nimeni nu vrea să zică că a trecut pe lângă mine, trecem peste, nu pot să vouchi pentru nimeni atunci. Și vreau să zic așa, murit Rodbi, tot a trecut, a zis că e Rafa, Sam mi-a zis că e Rafa, nu știu ce să zic, eu aș merge pe Rafa tura asta, vă zic sincer. Ok, ok, puteți să mă votați, dar e un risc, în caz că nu sunt eu. What? Ok, ok, ok. What? Ok, n-am votat pe Rafa absolut deloc. Nu m-am așteptat la asta. Nu m-am așteptat. Ce să facem, ce să facem, ce să facem? Am rămas singur, ceea ce nu-i super de bine. Snitch is alive. Mă știe Snitch-ul. Respect. Ok, vreau să vă zic cine este și celălalt impostor. Este Andresita. Este G.A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 .
eu am un rol care atunci când îmi termin toate task-urile și apăs pe tab, mi-apare cu negru pe hartă cine e impostorul. De asta am Dar nu știi și cine a ieșit și a intrat înăuntru? Vrei să zic eu cine a fost ăla de aici? Păi nu, eu nu am ieșit, eu nu am ieșit afară. Păi nu, erai la buton, eram doar noi doi la buton. Și mi-apărea omulețul negru acolo și... Păi nu, apare, apare și de jos, să știi, gen, apare inclusiv de ăla de jos de acolo, pe coridor. Dar zic cine a ieșit și a intrat de două ori. Păi nu, tu erai acolo cu mine. Nu sunt eu, votează-mă, dar nu sunt eu. Na, votați-mă, eu... votați-mă, votați-mă. Dacă nu e Jakey, mă puteți vota... Nu, nu Jakey, J.H. Sky. Nu știu... E Jakey, frate, s-a încurcat, e Jakey. S-a încurcat, e Jakey, mă. Bine, mă. E Jakey. Aia, e Jakey, frate. Oh, nu! Bravo! Cine e acum? E Jakey, e Jakey. Snitch is alive, vedeți, știe. Mamă, frate, cred că pleacă din nou pe ăsta de chemare. În cât timp se poate? 9 secunde. Pot să fac un kill. Oh my god. Oh my god. Ce se întâmplă? Nu, o să cheme ăla, o să cheme, o să cheme adresita, adresita. N-a văzut nimeni nimica. Ce-ai făcut, Sky? Mamă, Jakey, e Jakey! Bă, o dat Jakey kill, fii atent, o dat Jakey kill, mă. Bă, o dat Jakey kill. Era România cea lângă mine, n-ai cum să zici. Bă, da, România cea, așa e că a fost Jakey. Bă, da, a fost Jakey, uite, zice da. E Jakey, e Jakey, pentru că... Ți-am zis, e Jakey. Cum eu, eram omul, a dat kill. Și din cameră. A dat kill lângă mine. Era întuneric. După aia uitatea în cameră și era moartă Andrei. Legit. Era vie și după aia era Jakey lângă ea. Legit, o dat kill. Da, chiar e Jakey, da chiar. E Jakey, frate. N-am lângă tine. Nu mai știu că ai din vânul, Jakey sau Sky. Ăsta verde, verde. Era sus la buton, el nu s-a mișcat deloc de la buton de acolo. Eu am fost, m-am mișcat. Dar mi-am terminat, bă, eu mi-am terminat task-urile. Sky, negru era, Sky. Dar am terminat task-urile, ce vrei să fac? Gata, bun. Te-am văzut. Doamne. Aproape. Moartea. Aproape. GG, mă. Dar a fost Jakey, frate.
Deci dacă mergeam, fraților, chiar dacă am pierdut, mi se pare că a fost un match genial ăsta, bă. Genial, am făcut o grămadă de kill-uri și am reușit să păcălesc la final că a fost Jakey. Bă, ce match, ești nebun. Ok, fraților, rundă nouă, crewmate, nici nu mă mai supăr. Nici nu mă mai supăr dacă nu sunt impostor. Am rolul ăsta de pot să văd în întuneric. Ok, nici nu mă mai supăr dacă nu sunt impostor, pentru că mi se pare prea tare ce s-a întâmplat acolo. Mult prea tare. Stai că n-am făcut task-ul ăsta și avem aici un task. Uite, l-am întors. Întoarce-l, așa. Bă, m-am distrat la maxim, bă. Ua, câte task-uri am acolo jos în dreapta. Na bun, haideți acum, o să fim detectivi tura aceasta, dacă nu mă omoare, careva. Uite, uite, uite cum vin acolo oamenii. Ok, nu aici. Am aici ceva. A, ăsta cu cardul, fiți atenți, cel mai bun din prima. Băi, băiatule, tu nu dai cu mine la ăla cu carduri. Efectiv, sunt cel mai bun. Hai că am deschis ușa, închid eu până nu vine cineva. Închid eu, așa, bun. Vreau să merg acolo să termin cu alea 3 task-uri. Dacă nu dă nimeni până atunci un report sau un emergency. Ar fi genial. Mamă, asta durează mult. Pong, pong, pong. It's a Freddy Fazbear. Bă, lasă, mamă, să-mi termin task-ul. Vreau să zic că Andresita e vulture sau cleaner. Mamă. Bă, pare ce... Am prins-o Andres, cu mâța în sac. Da, 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 ok. Pare că ceva joc cu Hydra. Avea ciudat. Liniște puțin, liniște puțin. Avem rolul de vulture, care a mâncat 2 corpuri din 5 parcă. Așa. Și Jake a murit în office. Wow, 3 corpuri sunt. Bă, cum a mâncat atât? 3 kill-uri torpile au fost. Bine vulturul. Mama mea. Să-i fie vulturul de bine. Poftă mare. Andresit. Eu nu sunt impostor, vă rog frumos să mă scoateți afară. Păi da, câștigi oricum dacă mai mănânci două. Ești de partea impostorilor. Mamă, dacă e jester... Andresit între timp. Nu e jester, nu e jester. Dacă... Scrivea de treabă. Rip, Andresit a fost prinsă în 4K. 60 FPS. Așa a fost prinsă Andresita. Prinsă și ucisă. Exterminată de pe această planetă sau nu știu ce e harta asta. E o planetă, e o navă spațială, naiba știe ce e. Uite, e planetă, că văd zăpadă acolo. Dar bun, haideți să fac asta acum mai bine. Că asta durează mai puțin. Așa. Ce mai am aici? Mai am... Mamă, ăsta cu upload, download. Mamă, dar greu se descarcă, mă. Ce internet ai, frate? Ce internet e pe planeta asta? Trebuie să reînnoiesc abonamentul de internet, fraților, aici. Uo, cum văd pe aici, bă, ce șmecher. Na bun, hai să facem asta. Mă, ce? A, se continuă. Bă, ăsta e șmecher, ești nebun. Gata. Păi aproape toate-s gata. Mai am în partea stângă câteva. Am tot ce contează e să nu mor. Hopa. 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 Uite că l-au rezolvat, băieții, Rafa stă acolo, n-are nimic, de a face el neutru sau ceva. Nu știu dacă se de bine sau de nu. Mă, ce? Bine, v-am regăsit la un nou meeting. Ia, yeah. Și nu e niciun corp. Bine, te-am găsit. Nu e niciun, niciun corp. Yeah. Eu am o întrebare. Da. Yeah. Da. Clorna, ce rol ești tu? Stai, dacă e Vilgester, dacă îți... De muscă are. Da, afară? Da. Clara, apă nu așa, nu, de ce să zic, auzi la el. Câte roluri poți să-și dea? Dar știu de ce zici, știu de ce zici. Că am luat ăla, că m-am băgat pe sub pământ de aia, da. Cel puțin inginer, spy, am eu altă întrebare. Sunt mai multe? Da, inginer, spy, Rafa, dacă e drăguie să nu pot să zic așa, mă da afară. Nu se înțelege nimic. Rafa, tu ai terminat toate task-urile sau de ce doar stai acolo la... Analizăm pe... pe aia, pe... Vreau să văd dacă prind impostorul, no, acum l-am văzut și eu, bă, da, era la admin, Rafa. Da, 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 admin. Vreți să vă zic și eu, stai așa, să termin ce v-ați zic cu Clorna. Eu v-am zic de Clorna pentru că am fost eu singur cu el și cum l-am văzut, i-am dat blank din ăla. Și blank-ul ăla înseamnă că nu poate să facă kill, nu? Exact, da. Și eu am dat din ăla și după aia el a trecut pe lângă mine și s-a băgat instant în vent. Și eu mă gândesc că ar fi vrut să-mi dea kill și n-a putut, nu sunt sigur. Mamă, ce vorbe grele. Stai, faza e că n-a trecut pe lângă el, că el a fost la cameră. Păi cum ți-am dat blank? Bravo, Luca, mai convins, am dat skip. Ba nu, păi cum ți-am dat blank dacă n-ai fost lângă mine? Păi ai fost la camere, în camera de la camere, dar ai fost pe camere, omule, nu înțelegi? Bă, Clorna, bă, Clorna, bă, eu nu zic că... Am întrebat, să-l întreb pe Clorna. Bă, Clorna, tu ai numele roșu, frate? E purpuriu, mă, boi, nu vine să cred. O dacă plecu, știi ce, e blăgheserul. Ok. Bă, eu l-am votat pe Luca, pentru că o zis lumea să votez pe Luca, dar...
nu a avut sens votul meu, nu știu de ce l-am votat. Don't ask me, ok? Nu mă acuzați, nu știu de ce l-am votat, doar pentru că am auzit voce în capul meu să, care au zis să îl votez pe Luca. Deși Clorna e suspect. Dacă nu e inginer, atunci este impostor. Că doar, doar rolul de inginer poate să se bage în vent. În rest nimeni nu poate, numai impostor, evident. Deci dacă Clorna cumva nu este un inginer, dacă n-a terminat facultatea de inginerie, atunci este un impostor. No, ce e ăsta, frate? Aia da! Aia da, ce sunete are! Aia da! Gata toate! Atât! Și acum unde pot să stau să mă uit la camere? Ho, 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 ho. Sunt meme-urile alea cu Freddy Fazbear, dacă le știți de pe TikTok. Și bă, mi-au rămas blocat în cap. De ce? Uite-l! Nesimțitul, ați văzut ce nesimțit? Kill-ul acesta, stați puțin, stați puțin. Kill-ul acesta este făcut maxim 2 secunde. Bro, acum eram, ați văzut ce nesimțit? Literalmente și el, am văzut cum s-a făcut un kill. Acum ei nu mă aud pe mine, ca idee, doar voi mă auziți. Sinner. Da. Ce faci? Am terminat task-urile, dar vreau să vă zic o chestie destul de interesantă. Clorna e... Clorna cu nocivi sunt impostori. Repet, acum doar voi mă auziți. La Armin lângă Rafa, m-a văzut Rafa. Ce crezi? O să-i, o să-i găsească pe Clorna și pe nociva, nu? Ce vreau să vă zic, că runda trecută l-a votat pe Luca, Tiner, Rafa... Tu nu înțelegi o chestie. Tu ești pe ecranul meu în momentul ăsta și ai făcut kill. Lasă-l să zică, Deci runda trecută... Rafa și cu Sky l-a votat pe Luca. Atâta pot să vă zic. Asta v-a spus primarul. Am o întrebare. Atunci era un morfling acolo. Îl rog, lasă-mă să întreb. Dani, unde ești acum? Nu vreau să răspund. Nu vreau să răspund. Nimeni n-a fost eliminat. Și acum începe partea distractivă. Sunt o fantomă. Haideți să urmărim pe cine? Pe Clorna? Sau pe... cine a mai rămas? Pe Clorna sau pe Nociv? Uite, sunt lângă Nociv. Nociv stă aici cu Rafa. Ok, Nociv s-a dus. Hai să vedem pe cine putem urmări. Hai să vedem ce face Clorna. Pleacă kill-ul, nu pleacă, că e și Sami și Luca Luc împreună. Mamă, uite-l pe Sinner, are pistol în mână, ce are? Are bâtă! Vezi că cu Sinner nu te joci, că are bâta la îndemână. Ok, unde sunt impostorii? Fii atent că Rafa e mort deja. Că era cu Nociv undeva, nu? Nu, Rafa mai trăiește. Suspect. Ok, Nocivanu. Ok, Nocivanu este aici. Singuratic. Și Clorna este aici. Și a intrat Clorna în vent. Ok, foarte interesant. Wow, ce a ieșit Clorna de acolo. Oh, s-a făcut un kill aici. Hoppa, chiki. Bro, ce s-a întâmplat acolo? Bro, hai să vă zic eu cine e. Ascultați-mă, chiar. Nu mai ziceți nimic, atât, lăsați-mă puțin. Okay. Deci, fii atent. Hai să vă zic de ce este Clorna, pentru că Clorna este cel mai slab impostor din acest match. Yes! Haide! Eu am un rol care mă lasă să dau vent, ok? Bun. Yeah? Și Luca Luc stătea pe camere, corect? Corect. Bun. Îl prinde pe Clorna acum. A închis Clorna ușile jos, Rafa a rămas cu Clorna, Clorna a închis ușile, l-a omorât pe Rafa, s-a băgat în vent și stătea lângă mine la căldurică. De ce o zis să-l votez pe Clorna? Runda trecută doar Clorna m-a votat, ca idee. Da, ok, am înțeles. Deci eu zic să-l dăm afară. Dar era cu... Stai puțin. Era în spate cu ei. Era pe kill. Bătaie! Al treilea război! Deci fiți atenți aici, boi! Ok, ok, las că vedeți voi! Lasă! Dar cum atinge, înțeleg! Bine, bravo, mersi! Hai că musculița, boi! Apară! Deci dacă e Clorna, am cel mai mare creier din... camera mea, cred că. Bă, mă piși pe mine de râs când vine vorba de Clorna. Nu dai cu el, mă. Nocivanu, ultimul impostor. Dar nimeni nu-l suspectează pe Nocivanu. Absolut nimeni. O să las așa să-l urmărim pe Nocivanu de unul singur. Probabil ați văzut episodul în care mi-am cumpărat un volan de gaming pentru joculețe. Cum ar fi să mă joc Among Us cu volanul, frate? Facem drifturi când sunt impostor. Cum ar fi? Ar fi Caterinca. Nociv ce face acolo, mă? Se preface că face task-uri. Sami, Sunt 20 Sami pe harte, sunt 20 Sami pe eu harte. Eu sunt în momentul ăsta. Vă zic eu cine e. 20 da, Sami. Da, să zic eu cine e. Eu și eu vă zic cine e, dacă vreți. Zicem toți în același timp. Toți la 3. 1, 2, 3, 5. Nocivanu. Nocivanu, barbaș.
Deci aș fi eu? L-au găsit pe nociv. L-au prins pe nociv. Aproape, l-ați prins pe Clorna prea repede. Fiți atenți aici. Gigi, bă, am câștigat! Ce ai, am schimbat la meciul! What? Bă, l-am mușcat, e frumos și... Hai de capul meu! Mă dor urechile, efectiv. Ok, suntem neutru. Oh, Jester! Una dintre cele mai caterincă roluri, deoarece scopul meu este să fiu eliminat. Atât. Nu să mor, ci să fiu eliminat. Asta e scopul meu. Distracție maximă. O să trolăm. O să încercăm să dăm vina pe alții, să scenăm o crimă, să vedeți numai ce caterincă o să fie. Oh, care s-a bășit? Mă, ce? Dubios. Ah, exact ceea ce mi-aș fi dorit. What? What? Huh? Cum? Asta cum? Ok, în fine. E noi, bă, e noi, mă, galbenă! Bă! Ce, bă? Noi, mă, galbenă! Iar e Glorna? E noi, mă, galbenă! E Glorna! E Glorniță! Glorna! Cum îți iau, măi, mă? Bă, Glorna, mă! Păi, de ce e Glorna? What? De ce știu? L-a omorât și n-a dat report, zi-te-a la el! Noi, Glorna! Păi, da, era cu tine acolo, adică eram amândoi, cum a murit? Da, 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 da! Păi, stai, ce, da, 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 stai! Bă, zi! Da, mă, nu, zi, chiar nu-ți Glorna! Eu îl cred pe Glorna! Mă, jur că nu-ți trec să-mi bat acolo, jur! Eu trebuie să fiu eliminat! Nu uitați asta! Nu mai bine luăm în considerare! Ar fi putut să fie cineva warlock care a pus pe el și gen am urmat pe nocii. Bă, țineți-l pe carnețel, țineți minte și mai încolo votați-o. Dați skip, mă, că nu-i. Mai sunt care-ți dea skip. Eu am încredere că nu e Clorna. Data trecută când l-am dat afară, l-am luat așa ușor, nu din prima, că e urât așa. Mai e Clorna. Rip. Tip un pic. L-ați dat pe mă boi afară. Noi, mă, galbenă. Bă, eu m-am luat după Insanity, îmi pare rău. Bă, respect la faza asta. S-a dus. Ce ar trebui să fac să fiu eliminat? Nu uitați, trebuie să fiu eliminat. Haideți să încerc să urmăresc pe cineva și să las să dea vina pe mine. Ce vrei, Luca? Pe tine să mă prefac că te omor. Uite, nu vreau să mă duc. Ce o să-mi faci? What? Dar cum se rezolvă așa rapid? Eu asta nu înțeleg. Îl urmărim așa pe Luca Luc. Vreau să pară că sunt criminalul. Asta vreau să pară, că sunt criminalul. Vin ca și Slenderman în spatele lui. Acum urmărim pe Andresita, urmărim pe toată lumea. Stăm aici, trolăm, deci doar trolăm, fiți atenți, doar mă distrez unde asta. Pentru că eu vreau să fiu eliminat, da? Trebuie să-mi bat joc. Opa, e momentul perfect. Ha, păcat. Hai, suspectează-mă, Andresita. Zic că eu sunt. Aproape. Uite, nu o să mă duc, o să stau aici. O să mă pun aici să fac fake task. Gata, frate. Bă, votați-mă afară. Eu sunt, dar nu sunt eu, dacă mă înțelegeți. Hopa! Deci am o informație foarte... Hopa, cred că vine... Bine. Informează-ne. Am vrut să văd dacă îl prin cu kill-ul, dar nu l-am prins, din păcate. Fiți atenți, o să dea vina pe mine. Fiți atenți aici. Băi, Luca. Okay. Ascultați-mă puțin. E Luca Luc. Am fost singur cu jocuri horror. Op, deja okay. Dă vina pe mine. Deci am fost singur cu jocuri horror și l-am văzut când a ieșit din transformare. Nu mai știu cine era, dar era cineva și după aia a devenit jocuri horror. Horror e optimul sprite. Și a fost transformat masca era. Toată tura asta cu mine. Am vrut să te omor, dar e în regulă. Bă, hai să vă zic o chestie. Sami a stat numai cu mine, deci n-are cum să fie. Stai, Andresina, tu ai încredere în mine, ok. O să mă folosesc de tine apoi. Ascultați-mă. Băi, de-aia cu Insanity a murit acum sau? Nu știu când a murit Insanity, dar eu am văzut pe omul ăsta cum s-a transformat în fața mea. Minte, el a fost. Pot să vă zic cu cine a stat meciul ăsta? E Luca Luc. Îmi sparg monitorul. E Luca Luc. Dați vot să spargă monitorul pentru content. Singura persoană pe care a spus meciul ăsta. Idei că trebuie să tălcăm că sunt poi. E Luca Luc? Imaginează-ți titlul dacă sparge. Am văzut la început și nu-l scoateți. Bă, imagine. Dar nu, atât am spus. Cum e toată dacă tura. Imaginați-vă titlul. Unde a stat cu tine? A stat cu mine toată tura. Bă, dacă zic la vas, Doamne, ferește. Nu pot să trec pe această situație. Damn. Bă, mă piși pe mine.
piși. Bă, nu mai pot. Nu mai pot, frate. Crapă. Bă, mor de râs, mă. Mă piși pe mine, bă, l-a dat afară pe Luca. Deci a vrut să mă deie pe mine afară, literalmente ziceam de el. Și a vrut să mă deie afară. Mamă, ce-mi place să trolez, mamă, ce-mi place rolul ăsta de jester. Nu mă mai duc cu adreseta, care are încredere în mine. Ok. Hai, mergem după Rafa, mergem după Rafa, mergem după Rafa. Bă, nu mai pot, bă. Bă, ce troll, mă, imens, ce troll imens. Uite, o să vin de aici din spate, să pară că vin din vent. Și cum vine, o să mă prefac că fug și după aceea mă reîntorc să pară că fac un task. Deși eu nu fac niciun task. Mamă, atât de aproape am fost să fiu dat afară. Atât, la un vot distanță, de fapt la două, că dacă era doar un vot distanță, atunci... Ok. Mamă, ce-mi place să trolez, mamă, ce-mi place să trolez. Mamă, deci Jester, Jester e rolul meu preferat, mă. Pentru că mă doare la bașcă. Adică, mă doare la bașcă în sensul că... Pot să fac ce vreau, pentru că eu vreau să fiu eliminat. Asta e cel mai distractiv. Cel mai distractiv. Eliminați-mă. Faceți orice cu mine, eliminați-mă. Nu vine nimeni la electrical. Hopa. Ia zi, fratelo. Ia zi, frate. Ia zi, frate. Ce ai văzut, Jake? Hai, că suntem blestemați, fii atent. Eu vreau să zic una, o singură chestie. Rafa e. Și eu cred că e Rafa. Pentru că sunt nici. Și eu cred că e Rafa pentru că s-a zis doar pe Rodigen. Bă, eu cred că eu sunt pentru că Luca... L-am urmărit hai foarte mult și pot să vă garantez că el e. Îți garantez. M-am uitat eu pe camere, într-adevăr, așa mult după el. Rafa nu este, frate. Pentru că am stat eu cu el și mă blestema de mult. Bă, serios, mă. Ai cu Rafa? Are J.K. că 200 pulsuri. Păi dacă mă urmărea acolo, mă blocase. J.K. inima carapui. Bă, nu se mai dădea odată. 8.000 rotații pe minut. Poate să fie Jakey sau Rafa. Deci e Jakey. Eu merg pe mâna lui Jakey, că e Rafa, okay. Adresita, tu ai încredere de mine, e Jakey. Eram votat pe Rafa deja, îmi pare rău. Scoate-mă. Votat pe Rafa. Era mega speriat. Sunt eu. Dani Den, e Jakey. Dani Den, e Jakey, crede-mă. Da? Serios. Da. N-am vrut să te omor acolo. Erai efectiv... Gen, ai stat lângă mine și apoi e plecat, îți dai kill de mult dacă era cazul. Mă, Rafa, eu cred că o să iasă la... Păi nu, ideea e că am stat la distanță de tine cât să nu dai kill, că te vedeam efectiv pe brada. Da, e Rafa, pe Jakey, că el e. Da, mă, da, dăm pe Jakey, că el e. Bă, ce troll, chiar pe trollări. Aveți mare grijă la Jakey. Aveți grijă la Jakey. Mi-am și murit. Bă, da, de fapt e Rafa, mă. Au trollat. Facem task-uri. Bă... Vă rog, votați-mă pe mine, nu o să mă voteze, că își dau ăștia seama că este... Rafa, bă, m-ați prins, mă, m-ați prins, bă! Pe bune, mă pun pe spate, bă, Rafa, spune. Fii atent, vreau să-i zic lui Sky, te rog, da. Că frumos, ne-am prins că ești Jester, bro, ok? Eu? Am înțeles. S-au prins că sunt Jester. Fraților, cu astea fiind zise, cam atât cu acest episod, nu uitați să lăsați un like dacă v-a plăcut și noi ne vom vedea data viitoare, pa, pa!